În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Binecuvântați și drept măritori creștini în Sfânta Biserică a Domnului nostru Iisus Hristos. Intrarea Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim este praznicul împărătesc pe care Biserica îl cinstește în chip deosebit astăzi. În popor se mai numește și Sărbătoarea Floriilor. Este o denumire mai veche de la părinții noștri, pentru că exista o sărbătoare păgână, Floralis, care aducea aminte de vremea în care toate florile înfloreau în primăvară și de aici și oamenii au pus nume de flori, cum ar fi florin, floarea și alte diminutive, devenite nume onomastice pe care creștinii noștri le cinstesc în chip deosebit astăzi, împreună cu alte nume de flori. Dar ca să înțelegem bine evenimentul pe care Sfânta Evanghelie ni l-a relatat astăzi, am să trec pe scurt prin fața dumneavoastră ceea ce s-a întâmplat atunci, amintindu-vă și de învierea lui Lazar, și de ungerea cu mir și mai ales de intrarea în Ierusalim a Domnului nostru Iisus Hristos. Pe primele am să le trec mai repede în fața dumneavoastră și voi adânci cuvântul meu în ceea ce privește intrarea Domnului în Ierusalim și importanța Lui pentru viața noastră de zi cu zi. Sfânta Evanghelie ne spune că Domnul Iisus Hristos se afla în Perea. Undeva între Ierusalim și Galileea se afla Perea, la vreo 60 de kilometri, când Maria și Marta, surorile lui Lazar, i-au trimis cuvânt zicând: fratele nostru este bolnav. Și Domnul Iisus Hristos a mai întârziat odată o zi cu lucru pe care îl făcea predicând cuvântul său în satele Perei. Și la un moment dat se împlinește 3 zile și Domnul a spus: Lazar, fratele nostru, a adormit. Dar ucenicii, care știau că se face mai bine atunci când Domnul se odihnește și doarme, zice: dacă se odihnește, dacă a adormit, se va trezi și va fi. Și atunci Domnul le spune deschis: fratele nostru a murit, fratele nostru Lazar. Și trecuseră 4 zile și au venit în Betania. Betania se află undeva aproape de Ierusalim și de pe muntele acesta se poate vedea și se vedea în toată frumusețea lui templu. Și de acolo Mântuitorul a fost întâmpinat de Marta, care atunci când a auzit că vine Mântuitorul, a ieșit la marginea satului și îi spune oarecum cu reproș: dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Fratele tău va învia, i-a spus Domnul. Știu că va învia la învierea morților. Și atunci Domnul îi spune un cuvânt care e valabil și pentru noi: eu sunt învierea și viața. Cel care crede în mine, chiar dacă va muri, va fi viu. Și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Crezi tu aceasta? Cred, Doamne. Și atunci a venit și Maria, cea care se silea totdeauna să asculte cuvântul Mântuitorului, și l-au dus acolo unde l-au îngropat. Unde l-ați îngropat? L-au pus într-o peșteră, care peșteră și acum poate fi vizitată, și se coboară cam un etaj, două, până ajungi jos pe fundul peșterii. Acolo era Lazar pus, iar la ușa peșterii era prăvălită o piatră. Și atunci Domnul Iisus Hristos spune așa: Doamne, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Tu totdeauna ai fost cu mine. Iar Maria îi spunea: e mort de 4 zile și miroase greu. Iar Domnul Iisus Hristos, după ce îi mulțumește Tatălui, strigă: Lazare, ieși afară! Și dintr-o dată piatra s-a dat la o parte și Lazar, care era înfășurat în giulgiuri,
a ieșit afară și ucenicii l-au desfăcut de Giurgiu și era înviat, încât toți care au fost acolo au mers după Mântuitorul și au crezut în El că e Fiul lui Dumnezeu. El mai înviase până atunci și pe fiul văduvei din Nain și pe fiica lui Iair, care murise și atunci a strigat-o Talita Cumi. Dar de data aceasta a înviat un om care de 4 zile murise și care mirosea greu. Sfânta Evanghelie spune că seara s-a retras și a rămas în casa al Mariei și Marta și în casa lui Lazar. În acest text al Evangheliei se găsește cel mai scurt cuvânt, cel mai scurt verset din Sfânta Scriptură. Spune așa: și Domnul a plâns pentru Lazar. Și spuneau ceilalți: iată cât de mult l-a iubit. Și spune Scriptura că a mers acolo, iar când se afla seara la cină, închipuiți-vă, o femeie din popor, păcătoasă, spune Scriptura, a venit cu un vas de alabastru de mir de mare preț, l-a turnat pe capul Mântuitorului, îi săruta picioarele și le ștergea cu părul capului și le ungea cu mir. După ce se întâmplă lucrul acesta, se scandalizează Iuda. Mai bine s-ar fi vândut acest mir și banii de pe el s-ar fi dat săracilor. Iar evanghelistul comentează: nu pentru că era milă de săraci, ci pentru că fur fiind și având punga, a furat totdeauna din ea. Iată deci, Mântuitorul Iisus Hristos a îngăduit lucrul acesta ca să fie uns cu Sfântul și Marele Mir. De cine? De o femeie. Mir scump, costa cam 300 de dinari, spune Evanghelia. Ori pe vremea aceea trebuia să muncești o zi ca să primești un dinar. Deci, cu alte cuvinte, cam face socotea la 300 de zile lucrătoare într-un an, plus zilele de odihnă, cam tot ce a câștigat pe un an, atât a costat mirul acesta. Lăsați-o, că ea a făcut un lucru bun pentru mine. Ea spre îngroparea mea a făcut-o. Și oriunde se va propovădui această Evanghelie, se va spune și ce a făcut această femeie. De ce a îngăduit și de ce a făcut femeia aceasta și care a fost femeia? Comentatorii Sfintei Evanghelii spun că ar fi fost Maria Magdalena. Ea, iluminată fiind de Duhul Sfânt, l-a uns înainte de mormântare, știind că mormântarea lui va fi pe fugă și n-avea cum să mai stea să-l miruie. De aceea și Domnul a spus: aceasta a făcut-o spre îngroparea mea. Și lucrul acesta l-a spus vestind oarecum patimile sale, căci, după cum ați auzit, de 2 sau 3 ori Sfânta Evanghelie, care s-a citit în duminicile trecute, ne spune că Fiul omului va merge la Ierusalim, va fi vândut și va pătimi și va fi omorât pe cruce, dar a treia zi va învia. Dar toate aceste cuvinte ucenicii nu le pricepeau. Ei, după ce s-au întâmplat toate acestea, își vor face o aducere aminte și își vor mai aduce aminte și de Scripturile care au vorbit despre Mântuitorul Iisus Hristos. Și abia atunci vor face legătura între ceea ce s-a întâmplat și că ei au fost martori și pătimirea Fiului Dumnezeu pentru noi și pentru a noastră mântuire. Evanghelia spune că în ziua aceasta Domnul a plecat din Betania, pentru că veniseră mulți să-L vadă pe Mântuitor, pentru că mulți credeau în El și veniseră să-L vadă și pe Lazar, cel înviat a patra zi din morți. Iar când mergeau pe cale, oamenii care credeau și cei care nu credeau l-au întâmpinat. Îl urmăreau stăruitori și cărturarii și farisei ca să prindă prilejul, ca să-L omoare, spune evanghelistul, nu numai pe el, ci și pe Lazar, că din pricina lui Lazar mulți se duceau la Hristos, din pricina învierii. Și când au intrat în Ierusalim,
Domnul a pregătit cu multă atenție momentul acesta. Știți de ce? Pentru că dorea să le spună că El este împărat și nu un împărat pământesc care se scoate din robia romană, ci un împărat care să domine spiritual omenirea. Ești tu împăratul iudeilor și Mântuitorul spune așa: împărăția mea nu-i din lumea aceasta. Și spuneam că și-a pregătit cu multă atenție intrarea în Ierusalim și a trimis ucenici în satul Betfaghe, care e pe varianta cealaltă a muntelui măslinilor, și a spus: mergeți și veți găsi acolo o asină și un mânz, luați mânzul și spuneți stăpânului, dacă vă întreabă, învățătorul ne-a trimis. Era probabil un cunoscător al Mântuitorului și un admirator al lui. A luat asinul și l-a adus și și-a pus hainele pe el și Mântuitorul a intrat în Ierusalim. Îndeoște este cunoscut că în vremea veche, ca și în epoca medievală, oamenii intrau călări pe cai atunci când cucereau orașul și îl supuneau și mergeau la război, iar împărații veneau fie pe asin, fie pe catâr și intrau triumfători după ce era cucerit orașul. Așa intra Domnul. Tradiția aceasta se păstra nu numai în perioada dinaintea erei noastre, ci și în epoca medievală, spuneam. Pentru că și domnii noștri fanarioți, când erau încoronați la Constantinopol, erau urcați pe asin sau pe cătări și erau plimbați prin Constantinopol înainte de a fi aduși aici și toți în trâmbițe strigau: trăiască împăratul, trăiască conducătorul, trăiască domnitorul. Așa se întâmplă atunci. De aceea Domnul a îngăduit să intre în Ierusalim zmerit, pe mânzul asinei, fiul celei de sub jug, cum spunem, pentru ca să ne arate nouă smerenia și mai ales să sublinieze încă o dată că El este împăratul lumii. Așa a intrat și cărturarii și farisei erau după El când poporul striga: Osana, bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului. Aruncau hainele și îl puneau înaintea Lui și crești de copaci, așa cum și dumneavoastră ați venit, și pruncii mergeau și aduceau laudă lui Dumnezeu și cântau Osana. O atmosferă extraordinar de frumoasă, dar cărturarii ziceau: ceartă-ți ucenicii, nu vezi ce fel de întâmpinare îți fac, ce fel de atmosferă. Și atunci Mântuitorul spune în cuvânt: dacă ei vor tăcea, pietrele vor vorbi. Iar despre pruncii care au venit, a ținut să spună: n-aș citi toare în Scripturi, că din gura celor ce sug a săvârșit laudă. Iată deci, veneau și pruncii, copiii, așa cum ați venit dumneavoastră astăzi la biserică, ca să-L întâmpine pe Domnul Iisus Hristos. Un popor care nu are copii, nu mai are viitor. De aceea rolul nostru este să avem copii, ca să avem viitor. Într-o tristețe ca aceasta suntem noi, aproape că nu mai avem viitor. Și dacă avem, nu știm să ne mai ocupăm de ei. De aceea trebuie să acordăm o cinste deosebită copiilor. Și Domnul a intrat în Ierusalim. Acesta a fost momentul în care Domnul intră în Ierusalim și merge în templu și prima mișcare care o face în templu, pune mâna pe bii și acolo alungă din templu pe toți care cumpărau și vindeau și schimbau bani și spune un cuvânt rămas până astăzi în biserică: casa tatălui meu, casa de rugăciune se va chema până la sfârșitul veacurilor, iar voi ați făcut din ea peștere de tâlhari. De acum înainte, cărturarii și farisei căutau prilej ca să-L prindă și să-L omoare. Preiubiților, acesta a fost pe scurt evenimentul pe care l-am relatat. Mulți comentatori spun că Domnul a intrat în Ierusalim și vă spun și a intrat trist, pentru că privea în cei care astăzi îi strigau osanale și ovaționau, pe cei care aveau peste câteva zile să strige: răstignește-l, răstignește-l.
Dar două sunt lucrurile pe care vreau să le subliniez. Unu, Iisus Hristos a venit și a vrut să arate lumii că El este Fiul lui Dumnezeu. Că El își asumă patimile pe care le-a și vestit din dragoste pentru om și pentru mântuirea omului. A venit ca să se jertfească și să împlinească chemarea pe care a avut-o de la Tatăl. A venit ca să dovedească că este Fiul lui Dumnezeu și Fiul al omului și ca să pătimească pentru om, pentru ca pe om să-l ridice la demnitatea de Fiul al lui Dumnezeu. Acesta a fost primul aspect. Dar aș vrea să vă mai subliniez că în această atmosferă singur Domnul era clar văzător. Adică El a văzut exact cum sunt lucrurile și era firesc pentru că era Dumnezeu. Dar mai era cineva care văzuse lucrurile acestea. Demonul. El îi înrăise pe cărturari și pe farisei până la așa măsură încât acum căutau prilej ca să-L omoare cu orice chip. Și de aceea când Domnul Iisus Hristos s-a dus și s-a rugat cu lacrimi de sânge în grădina Ghetsimanii, Iuda s-a dus cu armată și a spus: pe care îl voi săruta, acela este. L-a trădat pe învățătorul. Și când a spus: pe cine căutați, a întrebat Mântuitorul. A spus: pe Iisus Hristos, eu sunt. Și i-au căzut cu fața la pământ. Așa forță morală a avut Mântuitorul Iisus Hristos. Dar și ucenicii Lui au început să tremure, să se lepede, așa cum e firea noastră. Când l-a văzut că l-arestează și pleacă să fie răstignit, n-a mai rămas unul cu el. Câteva femei l-au urmat. Marcu umbla gol după el, era într-un giulgiu înfășat și când l-au văzut a lăsat giulgiu și a fugit de acolo. Petru s-a lepădat. Toți au plecat. În încercarea cea grea, Domnul Iisus Hristos a rămas singur. Printre cei care l-au urmat, o găsim și pe femeia Maria Magdalena, cea care l-a urmat până când a avut bucuria să-l vadă înviat. Pentru că Dumnezeu îi izbăvise de cei 7 demoni, adică de cele 7 păcate capitale. Iată, deci, prea iubiților, cât de important este praznicul acesta pentru noi. De acum înainte încep denile. Urmează partea mistagogică a bisericii și apostolului. Adică Hristos este prezent ca într-un mister și se revelează nouă prin cuvintele Scripturii și rămâne cu noi și se jertfește pentru noi. Și noi devenim martori a ceea ce s-a întâmplat, ai pătimirii Lui și a învierii Lui. Și așa vom fi în lumea aceasta martori ai patimilor și a învierii Domnului nostru Iisus Hristos, a căruia fie slava în veci. Amin.